Bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Gheorghe Bobeică, sunt jurnalist moldovean acreditat la Parlamentul European. Astăzi, eu, în calitate de jurnalist independent, vreau să fac o declarație publică. Vreau să vă aduc la cunoștință intenția mea de a candida independent la viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova de la 24 februarie 2019. Voi candida independent din partea diasporei din Europa de Vest pe circumscripția numărul 50. Va fi o luptă crâncenă, oligarhia din Republica Moldova nu va cădea singură, este nevoie astăzi de oameni curajoși care să vorbească sus și tare, să critique actuala guvernare, să propage idei noi, să scoată Republica Moldova din mocirla aceasta a sărăciei. Și dacă mă veți întreba pe ce cale e mai bine ca să facem unire, atunci eu am spus în repetate rânduri că o cale cea mai bună și cea mai apropiată ar fi prin București. De ce vreau să candidez? Republica Moldova are nevoie de dreptate și o merită. Și noi cei din diaspora care știm că părinții noștri au nevoie să ne întoarcem acasă, atunci să o facem, să aducem Republica Moldova pe calea cea dreaptă, pe calea Uniunii Europene. Pot să mai adaug că m-am născut în satul Horodiște, Răul Călăraș, într-o familie de țărani, ca o tradiție familiară. Am crescut și eu 4 copii, mă mândresc cu ei și ei cred că au fost acei care m-au susținut în această idee de a candida ca deputat independent în viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova.